looking for a better thing. Wanna replace Oh, I'm slipping away. So don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze. So where do we go, nah, nah? Just let me know that I'm safe. Here in your arms, I wanna stay, stay. I'm slipping away. So don't let me go. Avem o Sandra, și o Dori aici, așa, pupici, pupici, care sunt în lume, băi, nici Georgiana, arată-ne, așa, așa, vai, 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 atât de frumos, e superb, cred. Mulțumesc mult, păi și nu-mi simt, mașină de vreo jumătate de oră, timp în care mi-am făcut de lucru cu tot felul de chestii, iar acum fac de lucru cu niște scame care văd că sunt puse chiar pe obiectiv, dar eu sper că mă vedeți. Vă dau bună ziua, de fapt nu chiar bună dimineața, după ce am avut un start al zilei foarte repede înainte, așa cum am întotdeauna. Mai exact, am fost la un eveniment foarte drăguț de la care tocmai am plecat și odată ce m-am urcat în mașină, m-am apucat întâi de a medita niște stories pe care le-am postat acum, după care m-a sunat maica mea și am stat cu ea în telefon vreo 20 de minute, așa cum facem întotdeauna, că vorbim destul de mult, iar acum chiar ne-am grăbit, am râs, m-am super bine dispus cu ea și acum trebuie să plec de curând, dar am zis ca până când mă apuc să fac asta, să vă zic și vouă câteva vorbe, să vă zic că pornim un nou daily vlog, să vă și prezint outfit-ul, măcar așa din mașină, facem car outfit, dacă vreți, cu toate că eu am filmat înainte să plec de acasă, dar fiind pe grabă și neștiind unde voi găsi loc de parcare și chiar și acum sunt într-o zonă foarte dubioasă, am zis că mai bine mă grăbesc, găsesc loc și dacă am timp când ajung, atunci vorbesc cu voi, numai că ce să vedeți, n-am avut timp, m-am dus direct la eveniment. Așadar, am fost la un eveniment super, super drăguț cu niște ceasuri la Bean Time. Au adus ceasurile Oliviei Burton. Nu știu dacă le-ați văzut voi, eu de multă vreme, multă vreme le vedeam pe Instagram la englezoaice, pentru că e un brand englezesc și îmi plăceau super mult, erau super drăguțe și, mă rog, încă sunt, pentru că erau ceasuri cu flori, cu fluturi, cu frunze, cu animăluțe, cu sclipiciuri, adică niște chestii super feminine, cu roz, cu floricele, cu desene, cu modele. Foarte, foarte faine și m-am bucurat super mult când am văzut că le aduc și la noi în România, că din ce știam eu nu erau. Sper că mă vedeți cât de cât. Sper că nu bat câmpii, dar eu așa știu că nu erau. Și acum am fost la eveniment și a fost tare, tare fain. Eu fiind oricum un fan al celor de la Robin, Time, Splendor, toate astea, știți că vă vorbesc mereu de ei și na, chiar îmi plac foarte, foarte mult și sunt chestii pe care mi le-am cumpărat eu, chiar dacă am primit un ceas foarte drăguț acum, astea v-am tot zis de ele și nu e prima dată. Și a fost tare, tare fain, s-a ținut la cărți, dulciuri și flori, dacă știți evenimentul cele din București, iar dacă nu, poate v-ați uitat la vlogurile mele din trecut, că am mai fost la un eveniment aici cândva cu niște ani, cred că ceva Too Faced a fost atunci, și e foarte drăguț de fiecare dată, că e așa cu cărți, dulciuri și flori și au prăjituri foarte bune, de care evident că nu m-am atins de data asta, n-am prea mâncat nimic, am băut o limonadă și atât, dar a fost foarte fain, a fost și Dariana acolo, a fost și Sandra și, mă rog, și alte fete și, mă rog, mădă de la Splendor, adică super drăguț, niște fete în compania cărora îmi place mereu să fiu. Și asta și noi vreo oră, cam așa, mi-am luat cesuletele ăsta. Ia, nu știu dacă vedeți acolo, nu știu dacă vedeți, dar o să încerc să vă arăt acasă, asta în cazul în care nu l-am filmat deja, dar e așa de frumos, e cu o albinuță, bineînțeles un gândac trebuia să fie, cu niște flori și cu o formă pătrățoasă, așa foarte, foarte, foarte drăguță și toate fetele au primit câte un ceas din ăsta super drăguț, iar eu am primit exact ceea ce îmi plăcea, uite, cred că acum îl vedeți mai bine dacă îl țin așa, dacă vine în soare. Iar acum o să plecăm, începem daily vlog-ul, facem, dregem chestii, am multe, multe în plan pentru zilele astea, dar trebuie cel mai important și cel mai important și poate în primul rând să merg cu fratele meu la facultate, pentru că este 1 octombrie, este deschiderea anului universitar și nu neapărat să merg să-l țin de mână, că n-ai editai vlășganu și nu e cazul, dar să merg cu el, să-l duc pe acolo, să-i arăt așa cât de cât cam pe unde și cum ar trebui să se învârtă și după aia las în pace sănătate bucurii. Nu mă duc să stau cu el de mânuță în bancă, se va descurca el, dar mă duc doar să-l las până acolo și na, sunt super entuziasmată că a intrat la facultate, bineînțeles și că o să fie în București de acum. V-am mai povestit eu așa pe alocuri de chestia asta când vi l-am menționat și m-am spus că toată vara am fost în niște
focuri cu el, întâi cu bacul, după aia cu admiterea, du-te, plimbă-te, depune dosarul, stai să vezi, intră, nu intră, emoții. Și de când a intrat, lucrurile s-au mai relaxat puțin, dar acum e treaba cu cazarea, ce să facă, încă n-am lămurit-o pe asta, însă e tare îmbucurător pentru mine să-l știu în București, că o să fie aici aproape de mine, cu toate că Buzău nu pot să zic că e la 10 ore distanță, poți să-l faci într-o oră jumate, dacă mergi normal, dar e cu totul altceva să știu că e în același oraș cu mine și putem să ne vedem ușor și că o să fie mai aproape de mine și chiar mă bucur super mult, cu toate că mă și întristează puțin că a crescut și că e mare și nu mai e copilul ăla mic care m-a ajutat pe mine să-mi fac poze când eram la început de blog. Între noi fiind o diferență de 9 ani, eu m-am apucat de blog la 19 ani, vă dați seama, dacă eu aveam 19, el avea 10 și să știți că de atunci m-a ajutat să-mi fac pozele, să nu neapărat să editez sau ceva, dar de fiecare dată a fost cu mine și era unde aveam nevoie, hai să facem poze acolo sau acolo, când se pare asta, când se pare asta și vorbim de un copil de 10 ani totuși și el a fost cu mine așa pe tot parcursul meu la facultate și chiar și după, adică mă rog, a fost dintotdeauna, dar vreau să zic că el m-a susținut dintotdeauna, chiar dacă n-a înțeles foarte bine cu ce mă ocupam eu în vremea respectivă. Iar acum că îl văd mare așa și că pot să fac și eu ceva pentru el, nu neapărat în același plan, e liniștitor și pe de parte mă întristează că nu mai e, știi, mai e chestia aia micuță, e mai înalt decât mine. Dar mă rog, ăsta este un subiect în care nu trebuia să mă bag acum fiind în mașină. Bun, hai să mergem, plecăm, îmi verific și eu telefonul, pun niște muzichie. Am dat, am dat drumul la aerul condiționat pentru că e foarte cald pentru perioada asta, se anunță 30 de grade astăzi, ceea ce eu să tot fie, că săptămâna trecută a fost rig. Însă eu sunt așa tomnatică, mă vedeți crochiți, maro, cu părul ăsta, cu ochelarii, cu niște măvuliu pe buze pe care cred că voi îl vedeți cam, tot cam maroniu, cam nude, așa. Însă despre asta vom vorbi mai încolo, acum chiar tac, gata, hai să plecăm. Se duce de la școală? Da. Prima zi de școală? Da. Stă de cu tine în bancă? Ai luat formă pentru învățătări? Da. Aoleu! Pachetel ți-ai pus? Nic. Nic. Abecedar ai? Ești praf! Ești penar. Pulbere! N-ai penar? N-am. Mamă, deci eu aveam pe culori penare, dacă nu se știe. Am ajuns la locul faptei și este foarte soare afară și foarte cald. Se simte ca și când ar fi august, când de fapt este 1 octombrie. Avem o dată varianta roz. Ce zici? Da, e bine. Și eu iepurașul porno? E... Sunt de la Playboy? Mă ia și pe mine băiatul ăla care a murit? Sau, sau. Avem și varianta asta. Cu alb și cu roz, ce părere ai? Da. Sunt răpitoare? Spune-te. E... Așa. Vrei? Ți-a? Da, ți-a două vrei. Sau Mickey Mouse, mine, pardon, Mickey Mouse. Uite așa. Sunt bine? Mai bine. Hai mă, zi, care îți place? Nu știu, aia, prima. Aia? Da. Aia roză? Roză. Roză. Trebuie să mai vedem. Ia, pe acolo ce mai avem. Ia, stai cu șorul în plac. Coloriuțe. Mațe. Sau pot să fac așa dacă mă scot. Da. Sunt și eu bine? A zis și mama ceva de genul ăsta. Sau uite de alea. Uite de alea, așa scrie Michael Jackson. A, sau mai tare. Ce zici? Cu asta dai că... lovitura. Hai că zi bine. Sau așa? Mai bine. Nu? Nu sunt răpitoare? Ești prea bine, ți-am zis. Stai așa să mă văd. Am găsit aceste minunate patine, numai că sunt un pic cam prea de copii așa pentru gustul meu, au unicorn și chestii de astea. Însă, mai sunt astea, care parcă sunt mai... Parcă sunt mai umane, nu? Mm. Sunt mișto. Deși eu n-am avut din astea cu patru, așa, am avut de alea pe rolă, adică șine. Dar să știm dacă găsim mărimi, că asta pare foarte micuță. Ia, taș. Mărimi aveți? Țeapă, nu au din alea de care voiam eu cu patru broți, adică două în față, două în spate, decât până la mărimea 36, ceea ce pentru mine ar fi mai mult decât dureros, având în vedere că am acest picior de 38-39. Prin urmare, am rămas fără role. Ce drăguță sunt astea. Nu știu,
sunt interesante. Aș lua o șmecherie de asta sau de asta pentru să pun, că nu am. Sau așa. Ai preferințe? Ce îți place? Da. Uite, hai să luăm pe ăsta, pare interesant. Tac, punem aici așa și acolo așa. Uite pijamalele astea. Și asta cu pisică. Și asta cu Is it weekend yet? Lazy. Și alte de-astea pufoase. Ia zic, grase, care? Așa ceva. Așa ceva. Nu, deci nu. Te rog, vii cu mine sau te iau. Sau așa. Sau așa. Așa. But you keep coming back. I want love, you don't. No. So why are you here? Yeah. I should take it back so that you don't know. Ikea acum, un Ikea nou care mă confuzează maxim, pentru că nu este Ikea ăla din Băneasa la care mergeam eu de când știu Ikea. Este Ikea ăla nou din Paladi. Și acest Ikea ăla nou din Paladi este super aproape de Jumbo, unde am fost mai devreme, știu, Jumbo, unde am fost mai devreme și am zis să venim și aici pentru că a fost cam dezamăgitor, să fiu sinceră, ce am găsit în Jumbo, pentru că nu aveau prosoape. Eu pentru asta venisem de principiu, voiam niște prosoape de, nu știu, nu neapărat de extra super calitate, dar niște prosoape, ca niște prosoape care să absorbă, să fie prosoape mișto. Și nu aveau decât un singur fel și mi s-au părut cam subțirele și, nu știu, nu prea bună calitatea. Așa că am zis să mergem și în Ikea, că este destul de aproape și tu n-am fost niciodată. A, și uite fotoliul ăla, nu știu dacă mai țineți minte, uite, îl vedeți? Pune merg Nicola verde, verde smarald, eu încă sunt cu gândul la el, dar, hei, având în vedere ce mă așteaptă acasă, să nu ne iluzionăm, nu o să pot să mă apropii. E destul de liber aici, adică, uitați-vă, e aproape gol, sunt doar eu și un gras și ocupăm, bineînțeles, tot etajul cu grăsimea lui, dar, da, ne uităm, ne hulpăm pe aici, pierdem vremea și aș vrea foarte tare ceva de băut, că mi-e foarte, foarte sete, sunt relativ deshidratată și am început să mă doresc picioarele, că am stat toată ziua pe tocuri, așa că parcă mă ajung durerile, etății. Senectuții, senectutei, mai degrabă. Bună ziua. Sunt frumoase aceste căsărele. Îmi place masa asta, este așezată foarte frumos. Domnatic așa, frumix. Da, să știi. M-ar interesa această lingerie de pat verde, pe care cred că o vedeți cam urțică la culoare, dar arată foarte mișto. Și o să o căutăm. Când te dor picioarele, mai faci și de-astea. L-am găsit, ăsta este. Și dimensiunea potrivită, acum doar să ne căutăm lejeria. Adică cuza, pentru pilotă și perne și tot acum. Ăla este grase? Ăla trebuie să fie, nu? 180 cu 200, pardon. Da, vrem și noi unul ăsta. Te rog, a desface acea sacoșă și a vrâi. Penetrează, te rog. Și asta ar fi lejeria, dar acum aș vrea să știu dacă am o singură pernă. Și îmi trebuie, da, uite, îmi trebuie de asta cu 200. Dar e o singură pernă, nu-s două, că eu vreau două. Bineînțeles că ce vreau eu nu e disponibil, așa că o să iau pe asta. Care... cât e asta? Avem vreo etichetă? Uite acolo, grase. Uite aici, în față. Ia să vedem. Asta o să luăm. Dar trebuie să schimb și cearșaful acum, că ăla e verde, nu se potrivește. Am găsit și prosoape. O să luăm pe ăsta, alb, care este moale și pufos și pare de bună calitate. După ce am dat un rateu total cu lingeria, trebuie să luăm altceva, că nu. N-a mers? Așa ceva. Altă viață, nene. Altceva. De asta țin eu o pereche de răpănoșenii din astea în mașină, pentru că nu știi când te lovește. Altă viață. Multe ore au trecut de când n-am mai vorbit, suficient de multe cât să mi se ducă părul. M-ați văzut azi dimineață când am plecat că stătea cu totul altfel, dar se plăștește pe parcursul zilei, mai ales că n-au fost niște bucle făcute așa în... nu știu, cu atenție să le fixez, să fie făcute cum trebuie, separat, le-am făcut pe super repede înainte și mega grăbită și chiar am văzut că mi-ați lăsat multe, multe comentarii în care m-ați întrebat cum îmi fac părul de regulă și o să vă arăt cu siguranță dacă nu în cadrul vlogului ăstuia, că nu știu exact cum mă voi organiza cu el pentru că va fi unul super agitat, dar dacă nu în cadrul ăstuia într-unul viitor, cu siguranță că nu e nicio complicăciune, trebuie doar să-ți faci niște bucle folosind de principiu niște șuvițe mai subțirele pe care le fixezi după cu fixativ, ce să vezi, adică nu e nimic complicat. Dar la final de zi, să știți, uneori mi se mai întâmplă și mie să arate așa dacă nu le fac cum trebuie, însă atunci când le fac cum trebuie, să știți că mă țin și câte 3-4 zile, ceea ce mi se pare super wow, cu niște șampon uscat arată foarte bine. Am aceste umbre pe față și da, machiajul meu n-a mai rezistat.
existat deloc, sunt fără ruj complet. Deși ce am avut astăzi pe buze nu era ceva rezistent și uite, chiar trebuie să vă arăt chestiile astea pentru că sunt niște rujuri noi de la MAC, dar nu vă arăt acum că acum am altceva planificat, însă am primit niște rujuri foarte drăguțe săptămâna trecută, super hidratante și cu niște culori foarte, foarte frumoase, pe care vi le voy arăta mâine, poimine sau poate într-un alt daily vlog, nu știu exact, dar trebuie să vi le arăt că sunt super faine. Dar nu sunt rezistente, asta ar fi problema. Asta voiam să vă spun, culoarea însă frumoasă. Altfel, cam în felul ăsta sunt cu aceste umbre absolut superbe. Însă voiam să vă arăt cu cine am întors din Jumbo Jumbo, cu cine am întors din Ikea și nu sunt prea multe chestii, sunt doar câteva. Eu ducându-mă acolo mai mult în Jumbo, adică Jumbo Jumbo, că aia a fost direcția principală, mai mult în ideea de decorațiuni de toamnă, pentru că știam că fiind perioada și amintindu-mi eu din anii precedenți, ar fi trebuit să aibă tot felul de decorațiuni de toamnă, dovleci, nu știu, pânze de păianj, habar n-am, de-alea zi, mături, pălării de vrăjitoare, pisici, nebunii din astea, frunze și alte chestii, dar n-am văzut, ori că le aranjau ei astăzi, pentru că erau anumite zone în magazin, unde erau spații goale și se vedea că urmează să organizeze acolo. Deci probabil că astăzi le amenajau, le așezau, le puneau la raft. Mă gândesc eu, deci poate am venit noi prost. Dar totuși să știți că am luat câte ceva și voiam să vă arăt. Motivul pentru care m-am dus a fost, după cum am declarat, să iau niște lenjerie, să iau niște prosoape și, cum am zis, dacă găseam și niște decorațiuni. Lenjerie și prosoapele le-am rezolvat, dar din Ikea. Însă, hai să începem cronologic. Am puține de tot și îmi dau seama că n-am mai făcut un haul de la Jumbo Jumbo, cred că de la Crăciun, din timpul vlogmasului, pentru că de principiu, perioada în care mă duc eu în magazinul ăsta, cel mai activ, cel mai des, cam asta e, perioada sărbătorilor de iarnă, pentru că atunci bagă globulețe și tot felul de decorațiuni din astea și mereu îmi place să merg, mă simt ca un copil într-un, nu știu, magazin de bomboane atunci când aleg globulețe, chiar dacă am destule, am prea multe chiar, dar îmi place maxim. Și la fel și cu Pepco, am sesizat exact aceeași chestie, mă duc de principiu când vine frigul, când e de botoși, când e de pijamale pufoase, de căni și fulare și căciuli și alte prostioare de genul ăsta. Și trebuie neapărat să fac o vizită și în Pepco cât de curând, că nici la ei n-a mai fost de multe vreme. Dar deocamdată Jumbo Jumbo, am găsit aceste atrocități pe care chiar nu aveam cum să le las pentru că nu am botoși curați, botoși, n-am botoși de niciun fel. Aveam anul trecut unii cu niște, cred că căței au fost, numai că i-am purtat suficient de mult că na, sunt niște botoși de 30 de lei, nu te aștept să te țină 7 ani de acum încolo și ai mei evident că fusese refăcuți praf pentru că mai sunt niște blănoși care și-au ascuțit ghearele în ei și am zis, da, oricum sunt ieftin, haide să-mi cumpăr o pereche nouă pentru anul ăsta. Și aveau tot felul de modele, ați văzut că am filmat, cu căței, cu brontozauri, cu lei, cu tigrișori, cu urși, cu ce vreți voi. Însă mie mi-au plăcut aceste obscenități și știu că n-a fost o idee prea înțeleaptă, având în vedere că sunt albi și voi murdări în 3 secunde. Dar uitați-vă voi ce privire au, deci îmi plac în primul rând că se uită așa, ceea ce mi se pare foarte drăguț. Au fundițele astea, oițele și sunt și foarte moi și pufoase. Și am dat pe astea, tot așa că vă zic, am și bonul pe aici. Cât am dat-o pe ele? Papuși de casă, 29,99. Mi se pare super ok, adică îi porți un an, îți faci iarna, toamna cu ei, chiar și primăvara în cazul meu că sunt friguroasă și își scot banii cu vârf și îndesat. Sunt foarte, foarte drăguți și știți că eu în fiecare an port ciutățenii din astea. Trebuie să-i iau pe aia cu ghiare, nici nu știu dacă îi mai am. Știți că aveam niște botoși, parcă din Pepco îi luasem pe aia, erau așa ca niște ghetuțe cu ghiare, gri, super drăguți erau aia și trebuie să mă uit și de ei. Apoi mi-am luat o pereche din asta de șosete pentru că mai îmi trebuie pentru tenis. Nu că aș purta eu tenis, dar ați văzut cum am pățit astăzi, se mă dureau picioarele și credeți-mă, am niște bătături la picioare, nu făcute de pantofii pe care i-am avut azi, ci de alții de acum câteva zile, dar uneori când mă dor așa picioarele și am nevoie să mă încalț în tenis, ori știu din start că am mult de mers, mi-ar trebui niște șosete din astea care să nu se vadă, că uite, de exemplu, în Londra am avut la mine Adidas și aia de la H&M înfloarați de i-am purtat și pe aia în disperare și n-am avut șosetute din astea și a trebuit să-mi iau niște șosete mai înalte, pe gleznă. Bine, nu e o tragedie, evident, dar dacă vrem să fie mai estetic, mai drăguț așa, genul ăsta mi se pare mai potrivit și ar fi astea, cât am dat pe ele? 4,99. Pe lângă asta am mai luat un odorizant pentru mașină pe care l-am lăsat în mașină, deci n-am cum să vi-l arăt. Apoi am mai luat niște chestii care, din nou, nu știu cât de utile vor fi, deși, așa, niște șervețele, mi s-a părut foarte important, pentru că sunt maneloase, niște șervețele de masă cu zigzag de sauriu, mi s-au părut drăguțe și nu erau de ratat, adică, hei, mama, am dat 5,99 pe astea, cum am dat 6 lei pe niște șervețele? Sunt drăguțe, dar, adică, nu spun că 6 lei nu e o sumă mare, categoric, 6 lei n-ai ce să faci cu ei, dar trebuie să te raportezi și la ceea ce cumperi de banii ăia. Și 6 lei pe niște șervețele e totuși hârtie. Asta este, da? Mă rog, le-am luat. Așa,
Am mai luat un din ăsta de săpun, un dispenser din ăsta de săpun. Inițial mă gândeam să mă duc la Zara Home, unde tot așa au niște chestii astea super elegante, super frumoase. Dar mi-a plăcut ăsta și bineînțeles că la Jumbo Jumbo e mult mai ieftin și l-am luat. 5,99 lei, adică știi ce zic? Dar e drăguț, îmi place că scrie soap pe el. Mă rog, ideea e că eu foloseam din astea săpunuri, din astea lichide, pe care le cumpăram tot așa de la Zara Home, dar le luam întotdeauna la reduceri și erau mai ieftine. Și veneau ele cu dispenserul lor, numai că nu mi-am mai luat de mult, cred că nu mi-am mai luat din iarnă și momentan am un săpun din ăla solid, care mă irită uneori, că e mai complicat până face spumă, tâmpenile mele. Așa că am zis, ia să-mi iau eu un din ăsta, că să pun lichid am în casă, l-am umplut și nu mă mai doare capul și nu mai am problema asta cu dispenserul. Așa, și am mai luat două chestii extrem, extrem de utile, absolut necesare, dar de la care nu m-aș fi putut abține, din secțiunea cu decorațiuni de toamnă, ce vă ziceam, cu de-astea de Halloween. Aveau tot felul de tâmpenii, pe astea apucaseră să le așeze, peruci, măști, bentițe, cordeluțe, Mickey Mouse, Minnie Mouse, găina aia pe care mi-am pus-o în cap, știți că m-am obținut să nu o cumpăr, superbă, superbă faza aia. Dar mi-am cumpărat în schimb asta, mi s-a părut foarte importantă, da? Deci v-am notat aceste bentițe, n-am cea mai mică idee unde o voi purta, ce voi face cu ea, probabil nimic, dar trebuia să-mi iau această pălăriuță cu plasă și cu acest breton care stă divorțat de restul părului. Mi se pare că arată extraordinar. Și pe lângă asta mi-am mai luat și această chestie și vă zic imediat prețul. Cu asta mă gândeam la niște poze, am eu niște filme în cap așa, știi, în fapt, uite așa, sunt acest Zorro, sunt și eu bine? Uite așa, mi s-a părut drăguță asta, neagră simplă. Mai avea una și mai simplă, asta nu știu dacă vedeți că are un model așa ușor scripicios. Avea una super simplă, neagră, dar ocupa mai mult pe față. Și am zis că asta e mai drăguță. Și am dat pe astea, deci bentița a fost 9,99 lei, iar ailaltă 7,99 lei. Deci cu totul 68,92 lei. Super, ok. Iar din Ikea, după cum am zis, am mers după ca să căutăm prosoape lenjerii și altele de genul ăsta. Eu le schimb periodic, prosoapele și lenjeriile. Nu le arunc neapărat, dar îmi place să am lenjerie curată, proaspătă, constant și le spăl și schimbându-le le mai protez din când în când. Am luat în primul rând prosoapele astea. Uite așa, am luat pe ăsta mare alb și e destul de gros, e din ăsta de bumbac, cred că a fost vreo 45 de lei sau ceva de genul și le-am luat mai mult pentru că prosoapele pe care le aveam eu în baie erau odată multe și nu absorbeau foarte bine apa, erau, nu știu, dintr-un bumbac făcut din ceva de mai proastă calitate, habar n-am. Și astea am niște prosoape groase, mai groase, mai solide și oricum să le mai schimb din când în când, că na, te ștergi cu ele tot timpul, vrei să fie bun. Și am luat pe la mare și le-am mai luat pe astea micuțe pentru față și poate vedeți de ce le-am luat. Eu în capul meu, nu care avea vreo legătură, dar eu mă gândisem să iau prosoape verzi și lenjeria aia verde, care îmi plăcuse, fără de la smarald. Prosoapele mi-au ieșit cu lenjeria, nu, pentru că nu aveau ce îmi doream. Eu nu aveau pe dimensiunea patului meu. Le-am luat pe astea și să știți că m-au ieșit de bun, ca să vă zic, dar e posibil să nu fie pe aici. În orice caz, prosopul a fost vreo 40 de lei la mare, iar alea micuțe au fost vreo 10 lei. Mai departe, mai am doar astea, să le arăt. Am luat o cutie din asta de baterii, că am tot timpul nevoie de baterii în casă, la ceasuri, la odorizantul din camera blănoșilor, la odorizantele din camerele astea înalte, sau, mă rog, instalații, ce mai am eu pe aici. Și chiar nu înțeleg de ce acest obiect se încăpățânează să stea așa, dar sunt bine. Deci am luat asta, asta a fost vreo 7 lei, și apoi mai e lenjeria de pat, am luat odată cearșaf, din asta cu elastic, Dvala, îi zice de 180 cu 200, nu mai știu cât a fost asta, 30-40 de lei, ceva de genul. Sunt bune cearșafurile astea, se spală bine, sunt 100% din bumbac și rezistă foarte bine, foarte, foarte bine. Adică am unele dintre ele vechi de câteva luni, de câțiva ani chiar, cel mai vechi cred că are vreo 2 ani și e ok, s-a spălat bine și în continuare arată bine, nu e tocit materialul pe el și îl pot folosi fără probleme. Dar am zis să iau unul proaspăt și am luat la set cu ăla lenjeria asta de pat, care mi s-a părut foarte frumoasă și este foarte fină la atingere, așa am simțit-o eu. Cu două fețe de pernă, 200 cu 200 și pernele 50 cu 60. Mi s-a părut frumoasă, într-o culoare frumoasă și un model drăguț, așa că am zis să o iau pe asta. Mai cumpăram eu lenjerii de pat de la H&M, dar de la H&M îmi iau de principiu când sunt reduceri, că mi se pare a fi mai avantajos, e o ofertă mai bună și iau chestii super drăguțe. Și pe la Zara Home ai găsit, dar acolo sunt mai scumpe și de principiu eu nu-mi iau lenjerii de pat din Zara Home, că mi se par prea scumpe, în timp ce și ăștia au modele simpatice și de tot felul. Dar cred că putem fi de acord că atracția
De moment reprezintă aceste oițe. Dacă aveți sugestii de nume pentru ele, vă rog, dacă vreți putem să le spunem uneia într-un fel și celelalte în alt fel, va fi mai greu să le diferențiem, dar oricum mi se par niște candidate pertinente pentru botez. Și blănița asta așa foarte similară a blănușilor mei, cred că îmi va fi foarte greu să-i diferențiez. Dar da, astea au fost cumpărăturile. Acum, am avut de lucrat mult astăzi după ce m-am întors. Acum am terminat, nici nu știu câte ceasul. Eram pe... nu pe Skype, mi-a zis Skype. Nu e Skype, e WhatsApp. Eram pe WhatsApp mai devreme tot cu ceva de lucru. Este 23.40, nu cred că vedeți acolo. 23.40 acum, dar de când m-am întors... Doar asta am făcut, am avut de terminat niște treburi și încă mai am ceva de lucrat, dar am zis să vorbesc cu voi acum, că după aia mă ia somnul și nu o să mai apuc și nu o să mai fiu coerentă de principiu. Însă important e să termin ce am de făcut ca să-mi rezolv ziua, pe ziua de astăzi, pentru că prima parte a zilei a fost așa cu evenimente, cu fratele meu, cu dute, am uitat să vă zic cu facultatea cu astea. Da, s-a dus, a fost o chestie care a ținut o jumătate de oră sau ceva de genul și a venit înapoi acasă. Ceea ce mi se pare absolut superb. De ce am făcut bine că nu m-am dus cu el pe acolo să-l țin eu de mână? Nu că ar fi fost cazul, dar zic așa, ca idee. Probabil că va intra în pâine ca lumea de săptămâna viitoare, cum îmi imaginez că toată lumea. Așa e la început. Prima săptămână e mai lejerea. Nu sper că și pentru voi e ok, pentru acelea dintre voi care sunteți în prima la facultate. Vă zic de pe acum multă baftă și sper să fie bine, să fie o experiență frumoasă pentru voi și așa mai doresc și lui și să vă prindă bine în viață. Poate mai fac cândva un video pe capitolul ăsta, că nu m-am dedicat niciodată un video întreg facultății. Dar mai am și altele în plan. Să știți că vreau să fac, odată ce împlinesc și eu un an de când am carnet, vreau să fac un update din ăsta de un an, că mi-ați cerut pe tot parcursul anului ăstuia să vă vorbesc despre experiență, numai că am preferat să ajung așa la o cifră rotundă, să pot veni cu niște chestii, nu să fac update-uri doar de dragul de a le face, pentru că, na, o lună, două, dar oricum, situația s-a schimbat pentru mine față de cum eram anul trecut, când am început, sunt mult mai relaxată și mai confortabilă de principiu, dar o să vă povestesc despre asta odată ce ajung acolo, la fel cu stilul de viață, cu alimentația, cum mă simt și cu asta vreau să vin cu niște update-uri pentru voi, cu toate că asta vă mai menționez din când în când și o să mă mai gândesc cu ce informații pot să mai vin la voi. Pentru mâine să știți că avem iarăși vreo două evenimente și sunt seara legate, sunt cam în același timp și va trebui să... Nu știu exact cum o să fac. Dacă reușesc dimineața să filmez și un clip, ar fi minunat, dar nu garantez, pentru că astăzi, fiind așa cu prima parte a zilei aglomerată și lucrând seara, va trebui ca pentru mâine să lucrez în prima parte a zilei ca să am seara liberă, înțelegeți? Deci eu am un program flexibil de principiu, dar atât de flexibil pe cât este, nu-mi permit chiar toată ziua, știi, să o am liberă. Dacă am treabă dimineața, trebuie să lucrez seara sau invers, dacă lucrez dimineața, am seara liberă. Înțelegeți ce zic? Știu că înțelegeți, că sunteți fete și băieți deștepți. Dar da, am vorbit 15 minute. O să tac acum, mă duc să mă demachez, termin și eu ce am de făcut pe aici, după care băgăm niște soamne și încheiem pentru astăzi. Ne auzim mâine, nu știu exact la ce oră, dar revin.
Știu că sunt răpitoare tot în prosoapele vechi, pentru că cele pe care le-am cumpărat ieri, deși noi, trebuie spălate înainte, astfel încât până la momentul la care le voi spăla, se vor usca și le voi duce în baie, va trebui să defilez tot cu astea vechi, cu rozile mele vechi. Vă spun așadar neața în mod oficial, pentru că n-am apucat în dimineața asta, m-am luat cu treburi, am lucrat toată dimineața, am fost super productivă și sunt plină de energie acum, poate și datorită cafelei, după care m-am dus de dimineață, chiar am avut un șoc așa când m-am trezit și m-am uitat în bucătărie și am văzut că nu e nicio capsulă, niciun pliculeț, niciun nimic, ce aș fi putut să fac, ceva, să încropesc sau un frigider, că mai am cafea din aia de la Alpro, cred, din aia cu soia, foarte bună, dar n-aveam nimic, așa că m-am îmbrăcat foarte frumos, înseamnă că mi-am pus parpalacul pe mine și m-am dus așa nemachiată, nepieptănată, nimic. M-am dus până la Mega, mi-am luat ce mi-a trebuit, mi-am făcut cafeluțul, am mâncat niște cereale, am stat, am lucrat toată dimineața, deci a ieșit foarte, foarte bine. Și acum voiam să mă pregătesc, voiam să mă echipez, să-mi pun fața, să, mă rog, încep și eu ziua cum se cuvine după ce am terminat ce aveam de făcut urgent. Numai bine că am observat că aveam acel păr absolut fabulos și am zis că mai bine să-l spăl, pentru că de seară o să merg și la cele două evenimente despre care cred că v-am spus aseară și mai bine să fiu așa cu părul fresh dacă tot aveam 10 minute în plus la dispoziție să execut. Așa că de asta sunt atât de sexy la momentul actual și dacă am timp o să vă și arăt cum îmi coafez părul, că tot am zis chestia asta, dar până când vom face acest lucru vreau așa să menționez doar scurt și pe repede înainte, că mergem de seară la două evenimente. Este odată un eveniment Yves Saint Laurent, cred că se lansează un parfum nou, iar după vom merge la Sephora, care, nu știu cum, își ține evenimentul la Ateneu, la Ateneu Român, ceea ce mi se pare super wow, pentru că n-am fost niciodată la un eveniment din ăsta, nu știu, organizat de un brand la Ateneu. Ateneu, de principiu, este rezervat concertelor și spectacolelor. Dar acum va fi un eveniment pentru Anastasia. Nu știu dacă ați văzut că a fost mare tevatură prin tot online-ul cu Anastasia, cu lansările de la Sephora, Anastasia. Iar astăzi este evenimentul el mare. Așa că asta va fi de seară, nu insist, o să vedem atunci cât, ce, cum o să pot filma, vă mai povestesc eu atunci, nici n-am foarte mult timp, ca de obicei. Dar până când mă apuc eu să mă pregătesc, să-mi pun fața și să fiu așa ca un om, în fața voastră, vreau să vă arăt ce mi-am pregătit, ce outfit mi-am pregătit. Am zis să-l am gata de acum, pentru că de seară nu o să reușesc să mă organizez cu asta și vreau doar să mă vedeți la oglindă atunci sau cum m-o-i putea filma și să nu mai pierdem vremea. Așa că să vă arăt la ce m-am gândit pentru aceste minunate zi. Dar întâi de toate, asta, să ne uităm la temperaturi. Nu că ar fi o problemă că îmi pot lua un parpalac pe deasupra, dar să știți că se anunță destul de bine. Deci maxima astăzi ar fi de 29 de grade, decât 29. Și începe să mă doară brațul. Și nu știu dacă vedeți în partea aia că e ceva atârnat acolo, așa că hai să vă arăt ce e atârnat acolo. Întorc camera și mergem. Ia. Deci. Dar, foarte important, înainte de a vedea ce e atârnat acolo, trebuie să vă arăt această bestie însetată de sânge, care nu poate să doarmă decât pe colțișorul ăsta. Și uite cum lasă păr. Uite așa, dacă aveți pisici, știți ce zic. Ce faci? De ce lași păr? Dar de ce n-am focus? Uite așa. Nas, ce faci? Ce faci? Pufos, te lăsăm în pace. Hai, duri, că e grea viața. Așadar, asta este rochia pe care am cumpărat-o din Londra de la Topshop și pe care, cred eu că ați văzut-o, dacă v-ați uitat la vlogul filmat acolo, cel de la Londra, când vă povesteam despre acest rochiț. Am reușit până la urmă de i-am dat jos chestiile alea de plastic care țiuiau și cred că o voi îmbrăca astă seară, pentru că dress code-ul pentru cele două evenimente este cocktail. Iar rochia asta, mie mi se pare că se potrivește, e cam de acolo. Toată treaba este să nu fie frig, ceea ce teoretic n-ar trebui. E foarte frumoasă, e toată făcută din mătase și are o croială inspirată din anii 40, cu pliseurile astea deosebite aici, pe zona taliei, cu detaliul ăsta frumos la gât, iar spatele e gol. O să o vedeți mult mai bine de seară când o voi îmbrăca, pentru că acupe umeraș, nu știu cât vă dați seama. Și pe lângă asta m-am gândit la următoarele accesorii, dacă s-ar putea să nu-mi cadă prosopul. Ar fi minunat. Accesorii vintage ar fi odată cureaua asta din anii 20, care este superbă și pe care ați mai văzut-o la mine, o iubesc foarte, foarte mult. Nu doar datorită pietrelor ăstora superbe, dar și modelul, așa, e o bijuterie, efectiv, cureaua asta. Și vorbind de bijuterii, voi avea și o poșetă bijuterie și ea foarte veche, tot de la începutul secolului 20. E toată făcută din mărceluțe, v-am mai arătat-o eu. Iar cadrul ăsta e pe de-o parte metalic. Iar pe partea asta alta are SIDEF. Este splendidă și are și o căptușeală foarte frumoasă în culoarea zmeurei. Și cred că merge bine cu rochea aleasă și de asemenea cred că îmi voi lua și voaleta asta frumoasă. Nu știu dacă mai țineți minte că v-am povestit pe Instagram într-o perioadă că căutam așa ceva și am reușit de-am găsit și o voi purta. Dacă vedeți, e și personalizată cu
numele meu. E foarte fain. Dar o să vedeți tot outfitul ăsta de seară îmbrăcat, purtat, ca să înțelegeți mai bine care e treaba. Încă nu m-am hotărât la încălțăminte, ceea ce va mai dura un pic, dar până atunci, cam asta sunt, uite, vedeți acolo, am și un halat minunat și zic să începem să ne pregătim, să vă arăt ce voi purta în cursul zilei de astăzi, că am de umblat un pic până de seară când ajung acasă și mă pregătesc de cele două evenimente, am puțin tel de umblat, trebuie să ajung și pe la birou și am multe, multe întâlniri, sunt vreo trei și nu știu dacă ajung la toate, așa că hai să-i dăm drumul. Uite așa, m-am așezat mega senzuau în fața oglinzii direct pe podea, iar pe voi v-am așezat pe multe cutiuțe, avem așa turnulețul din Pisa, care să sperăm că nu se va dărâma prea curând. Dar așa arată părul meu proaspăt spălat, sunt această senzuală năclăită, glumesc, și ca să-l coafez ar fi vreo două treburi pe care le folosesc eu de principiu. Mai e și peria rotativă, dar nu prea m-am atins de ea în ultima vreme, nu știu de ce, cu toate că ar trebui, dar la momentul de față îmi place mult cum îmi stă cu el buclat, așa că asta i-am făcut, iar când n-am avut timp de el buclat, l-am lăsat efectiv așa în voia sorții cum era el proaspăt spălat. Dar întâi de toate, ca să-l uscăm, niște feon, eu zic, niște feon de la Roventa, bineînțeles, este ăsta, iar undulatorul pe care îl folosesc e cel de la Philips, până la urmă l-am păstrat, e ok, își face treaba, nu e wow, adică cel de la Roventa pe care l-aveam eu înainte era mai bun, mi se părea că ondula mai bine și că ținea mai mult părul, dar e ok, își face treaba oricum. Așa că zic să procedem la acest demers. Și acum poate să rămân așa. Nu, dar chiar l-a uscat foarte bine. Cred că mi-a luat 2 minute și de principiu, dacă vreau, pot să nu-i mai fac nimic. Adică îl pot lăsa, uite așa, doar să-l piaptăn un pic, să trec un pic cu piaptănul prin el sau cu peria, dacă nu am piaptăn, dar am. Așa că, uite, încerc să-l dau un pic. Eu am părul drept de principiu, așa l-am de la mama. Și dacă nu este să-l coafez, mie tot drept în asta, nu e genul ăla ondulat. Dar nu-mi place cum stă cu părul drept, nu știu, nu mă vedeți foarte des cu el drept, decât așa rar, când mai am eu toane sau momente în care vreau să mă simt această modernă, pentru că îmi place părul cu mult volum, îmi plac buclele, îmi place stilul ăsta mai retro, vintage și de principiu cam așa îl port. Dar nici asta nu e rău, uite, dacă îl dau, uite, așa îmi place să-l port după ureche, dacă îl las, uite, așa, mi se pare că arată chiar foarte drăguț, nu-i găsesc cusur neapărat. Însă, având în vedere că de seară ne sclifoșim, și cam asistent de bază aici, nu știu că îl vedeți, e acolo. Rumbu m-a asistat terifiat cât timp mi-am uscat părul, pentru că le este frică și lui și lui Poirot de sunete de astea, de aspirator, de fion, de espresor, orice face multă gălăgie, îi termină psihic săracii. Dar ce bine este să ai părul curat. Și este atât de minunat că nu mai trebuie să-i dedic așa de mult timp cu întreținerea, cum trebuie să stau 1000 de ani să-l spăl, să-i aplic tot felul de nebunii, după aia până-l curăț, nu curăț, după aia până-l descurc, până-l usuc, până-l coafez. Deci te eliberează maxim și ai mai mult timp să faci chestii. Uite, e un pic încurcat acolo, n-are nimic. Uite, vedeți ce frumos s-a așezat? Deci chiar altă viață. Și acum, dacă totuși vreau eu cu buclatul, o să-l bag pe ăsta în priză. Iată așa. Și o să încep să-mi fac niște bucle legere, nu sarmale sau ceva, pentru că oricum după ce îl buclez, le las puțin să se usuce, să se... nu să se usuce, am vrut să zic, să scadă temperatura lor, sau să se usuce, în fine, ele sunt fierbinți și vreau să nu mai fie fierbinți, le las un pic să-și potolească temperatura normală, iar după ce fac asta, le ciufulez puțin, le pieptan, le-am dat cu fixativ și aia este toată coafiura. Deci nu e mare inginerie, eu oricum nu sunt genul care să stea să petreacă mult timp cu părul. Îmi trebuie ceva care să arate bine ușor și să nu fie nevoie să pierd foarte mult timp, că unul nu-l am și doi nu-mi face prea mare plăcere. Că mai am momente din când în când așa, când îl coafez, când mă apucă pe mine cu codițe, împletituri și alte nebunii, mai am. Dar de principiu, pentru ritmul pe care îl traversez eu în fiecare zi, nu am timp să mă ocup de chestii de astea, așa că îmi trebuie ceva simplu și ușor de făcut. Ia să vedem. Te-ai încălzit? Uite așa. Și acum, luăm, iată așa, câte o șuvițucă. Nu țin cont neapărat să fie mai groase sau mai subțiri, nici nu simt morțiși să fac tot capul, dar de principiu cam așa ceva și aștept. Tam, 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 ba nu, țac, 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 grata mă, îi se vârtește că tot e fratele dincolo. Ia să încercăm. Grate! Roata mori se învârtește? Aie, bravo! Suntem cu capul amândoi, da, sper că ați auzit.
Dar da. Uite așa. Cam așa ceva. Și arată ca o sarmacu, într-adevăr, dar nu va rămâne așa, că nu-l lasă așa. Nici mie nu-mi place să arate așa. Știți că nu sunt fan. Să-l moale. Odată ce l-am crânionțat pe tot, sau mă rog, aproape tot, nu stau să iau șuviță cu șuviță, nu stau să văd dacă e făcută cumva una mai creață decât cealaltă, le las efectiv așa natural pentru că oricum o să-l ciufulez. Dar acum lăsăm să se răcească, mă, asta am vrut să zic mai devreme, deci îmi scăpa cuvântul ăsta maxim. Îl lăsăm să se răcească, iar odată ce s-a răcit, îl pieptănăm, îl ciufulim, îl dăm cu fixativ. Așa că, pentru moment, mă duc să-mi pun faza, să mă machez, să mă aranjez și revin la voi odată ce sunt gata cu asta, ca să continuăm cu părul. Altă viață, parcă. Un pic mai altfel. Acum că m-am aranjat atunci și sunt pregătită, ce o să fac este, iată așa, întâi cu deștele, țac, îl descurc un piculeț, după care, folosindu-mă de perie, orice fel de perie, îl iau, uite așa, și da, știu că veți avea senzația că i-am stricat forma, că nu mai are același volum, dar nu, să știți că după ce îl dăm și cu fixativ, va arăta foarte bine și categoric va avea mult mai mult volum decât dacă l-aș fi lăsat necoafat. Și vedeți că au dispărut și sarmalele alea, uite așa, țac, tac, cărarea pe partea care trebuie, iar acum conește taft, conește fixativ, dau capul jos așa și îl umplu de restect. Uite așa. Stă un pic isteric, dar nu e o problemă că îl așezăm cu mâna sau cu peria, cum vrea fiecare. Și oricum se mai lasă pe parcursul zilei, deci nu va sta așa încoțopenit. Poate vi se pare acum. Da, uite așa, facem așa. Și aici așa. Și cam în felul ăsta arată. Și mie mi se pare că e beton, pentru cât timp am pierdut cu el cu totul. Adică l-am ondulat, asta a durat cel mai mult ondulatul, cred că am stat vreo 10-15 minute să-l fac. Cu spălatul, cu uscatul care a durat 2-3 minute și cu chestia asta în 20 de minute... ești cu părul gata. Deci, ca în felul ăsta l-așez eu. Ce aș putea să mai fac acum este să-i pun o agrafă aici, știi, ca să nu mă trezesc cu el așa, că nu-mi place cum stă cu el așa. Deci, să fie că aveam niște agrafuțe. Acele așa. Dacă le-aș fi găsit, ar fi minunat. Na, am găsit una. Uite așa. Pac. Și eu zic că arată foarte bine și cam așa vreau să mă duc și cu el de seară, atâta tot că probabil îl voi da cu niște fixativ în plus dacă are nevoie, dacă o avea timp să-i mai fac ceva, nu știu, dar de principiu cam asta e, mai mult nu-i fac. Și mie îmi place foarte mult cum arată. Deci m-am lămurit și cu părul. Mă duc acum să mă îmbrac, după care ne vedem la oglindă și apoi plec. Cam așa, în prima parte a zilei, estoi preparada cu acești blugi luați acum câțiva ani din Zara, cu cămășa mea de 50 de bani, Hermesul, găsit în SH, cu nela. Dementu, desigur, și cu niște pantofi roșii de la Jessica Simpson pe care ne-am mai purtat de multă vreme și de care am chef. Simpluț, așa relaxat, adică nu mă încoțopenesc acum, o să mă încoțopenesc destul de seară. Am zis doar să vă arăt de principiu cam care ar fi ideea. Mai am ceasul de ieri, niște cerceluși de la H&M și cam atât. Cam asta voi fi pentru moment. Așadar, mă duc înspre trebile mele și ne auzim de seară când voi fi iarăși la oglindă, numai că de data aia îmbrăcată mult mai frumos, sper eu. Revin. Câteva ore mai târziu, voiam să vă arăt înainte de a vă prezenta outfit-ul acest obiect care este o porcărie sinistră și nu recomand nimănui, cel puțin ăsta luat din Primark. Era un sutien care teoretic ar trebui să stea și să facă ceva. Îl aveam de multă vreme și l-am luat special pentru o ocazie specială. Special pentru o ocazie specială. Mă rog, ceva, ca să, ceva de bun pe care să-l port în momentul în care am o ruche mai deosebită la care nu pot purta sutien. Și nu l-am folosit niciodată din cauza asta că am zis să nu se ia lipiciu. L-am desfăcut acum, numai că este o sinistroșenie. Nu stă deloc, nu face absolut nimic. Deci e o porcărie. Prin urmare, a trebuit să mă folosesc de chestii din astea. Nu știu dacă vedeți acolo. Deci atât am. Și hai la oglindă să vă arăt toată povestea. Uite, am șo, arată toată treaba. Outfit-ul îmi place foarte mult, numai că am eu un disconfort relativ, având în vedere că nu am sutiene. Nu cred că se vede de principiu, adică am întrebat și nu se vede, dar că nu port, dar mă simt eu cumva ciudat. Însă cam asta este rochea și vedeți, v-am zis eu că arată mult mai bine pe mine îmbrăcată decât direct pe umeraș. Are într-adevăr chestia asta aici, care din lateral poate da senzația de burtă,
Dar așa e materialul. Uite, dacă vedeți, e chestia asta. Trebuie să-l așez eu cumva. Cu acea curelușă foarte, foarte frumoasă, care îmi place super mult, vintage. Cu poșetuța de mai devreme, vi l-am arătat. Mi-am mai pus brățara asta la mână, așa, cred că o vedeți acum cu focus. Și am în picioare niște sandale luate de la Mini Prie, dar eticheta este New Look, în cazul în care vă interesează. Iar pe față, pentru că e posibil să nu mă fi văzut bine, întorc imediat. Am accesoriul ăsta ultra minunat, care îmi place maxim. E tare, tare fain, cu plasă și cu niște perluțe foarte micuțe. Și cu un fel de fetru prins așa, e ca o bentiță foarte drăguță. Dar sunt pe stil vintage 100%, sunt foarte mega retro vintage. Și uite, cu ocazia asta îmi dau seama că n-ați văzut spatele rochii. Sper că vedeți acolo, e cu spatele gol așa. Sau uite, să încercăm. Ia, poate vedeți mai bine așa? A? Cred că vedeți ceva. Deci arată foarte frumos. Ea e foarte, foarte frumoasă și e deosebită cu chestia asta aici. Materialul e foarte finuț. Numai că aici am eu o mică chestiuță care sper să nu fie sesizabilă. Cred că ăsta ar fi semnalul că trebuie să plec. Așa că zic să mergem. Voi filma cu telefonul acolo. Nu vreau să iau camera la mine pentru că e de mari dimensiuni și îmi strică tot feng shui-ul. Așa că o să iau telefonul și filmez cu el unde va fi cazul. Începem cu Yves Saint Laurent și după aia vom merge la Ateneu la Anastasia cu Stefan. Nu, stai niște, merge frumos. Vreau doar să le prind pământrele astea și le-am prins. Gata. Așa. The past, don't want to complicate things. Maybe if I asked, was any of it real? Nu știu dacă reușește camera să capteze sunetul, dar ca să știți, blănosul, grăsanul, toarce. Cred că e încântat că sunt în proximitatea lui, sau mă rog, cel puțin asta încerc eu să mă băgălesc. Dar am zis să mă așez aici pe podea ca să-l vedeți și pe el în timp ce vă povestesc, pentru că sunt nevoită să refac bucata asta de clip și vă povestesc imediat ce cred că s-a întâmplat. Și pe măsură ce mi-am dat seama că trebuie să refac bucata asta de clip, mă așezasem undeva la birou, începusem să vorbesc până când l-am văzut pe rumbul în spate și am zis ia să mă așez eu lângă el, că oricum, scuze-mă, că oricum știu că vă place de el și imaginea parcă este mai simpatică, dacă apare și rumbul în cadru, așa că îl vom avea asistent. Bun, vă vorbesc așadar la câteva zile distanță de ultima dată când am filmat, sau mă rog, eu am mai filmat ceva, dar nu știu ce am făcut exact, adică ori am șters din greșeală, ori n-am apăsat niciodată butonul de record. Cert este că eu m-am pus să editez vlogul ăsta pe care voi îl vedeți acum, dacă ați ajuns până la momentul de față. Și numai bine că lipsește ultima parte, cea în care ajunsesem acasă și vă povestisem cum a fost la eveniment. Adică făceam încheiere și vă spuneam, a fost așa acolo, v-am arătat produsele, le-am desfăcut, le-am mirosit cu voi, am făcut totul atunci. Și eu stăteam foarte liniștită, mă culcasem pe ureche cuva, pentru că nu mi s-a mai întâmplat neapărat chestia asta.
că am vlogul gata finalizat. Și când m-am pus acolo să-l editez, am văzut că lipsește partea aia. Prin urmare, sunt nevoită să reiau bucata cu pricina și am simțit nevoia să vă explic asta pentru că am și unghiile diferite, adică am fost la manicură între timp pentru că v-am zis, au trecut câteva zile de atunci, dar cred că e mai bine așa decât să las treaba nefinalizată, mai bine vă povestesc așa. Și pe lângă asta, credeți-mă, cadrul ăsta e mult mai simpatic decât cel pe care îl încercasem eu atunci. Orică am fost obosită și nu mi-am dat seama, orică am șters din greșeală, nu știu ce am făcut. Cert este că vorbisem atunci, făcusem încheierea pentru vlog, că deja mi se părea suficient de multă informație. Și am venit iarăși cu astea lângă mine să vă arăt ce am plecat de la eveniment. Sunt desfăcute, din păcate, adică nu mai sunt sigilate, că deja le desfăcusem atunci. A fost parfumul ăsta odată de la evenimentul Yves Saint Laurent, care el a venit sigilat, bine. Dar, na, am aruncat punga, nu că ar avea vreo relevanță, simt eu nevoie așa doar ca să vă explic. Însă, am stat cam o oră la primul eveniment și un pic mai mult la al doilea. Prima dată am fost la Yves Saint Laurent, a fost și un concert de Lia, undeva mai înspre final, după ce s-a ținut o prezentare, după ce a socializat lumea cu lumea. Am băut un pic de prosecco, n-am fost cu mașina nici eu, nici fetele. Am luat Ubere și spun Ubere pentru că am mai luat unul după ce ne-am dus înspre cea de-a doua, cel de-al doilea eveniment la Ateneu. Și am putut să bem un pic la prosecco, nu că m-am amețit sau ceva, dar băusem prosecco ăla atunci. Evenimentul super drăguț la Yves Saint Laurent, mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte, foarte drăguț și parfumul e foarte fain, îl desfac imediat și vă mai zic încă o dată treaba asta. Cu atmosfera super aglomerat de principiu și într-un fel de, nu știu cum să-i zic acolo, un fel de hală s-a ținut. Poate ați văzut din ce am filmat eu că erau așa pereți un pic scorojiți și arăta, nu știu, poate ciudat, poate nu era neapărat locul ideal pentru un eveniment, te-ai gândi. Dar era o juxtapunere foarte interesantă și dacă a reușit să filmez și cred că am filmat din ce mi-amintesc, erau niște sticloaie imense de parfum, parfumul se numește Libre, erau, uite așa, Libre, mă rog, cam așa, niște sticloaie imense de parfum care erau poziționate cumva pe lângă niște portocali, pentru că parfumul conține și note din astea citrice și chiar mă uitam la portocalii ăia gândindu-mă dacă sunt portocale adevărate sau sunt de plastic, să știți că n-am pus mâna, în fine. Ne-am pozat, am băut ceva, am ascultat puțină muzică, am mirosit parfumul, cum se face de regulă la evenimentele de genul ăsta. După care, stați așa, să-l desfac, m-a bătut cutia și prima dată. Și mă va bate și acum, evident. Dar ce vă spuneam și atunci este că mie îmi place foarte mult sticluța. Mi se pare foarte elegantă. Uite așa arată. Da, să-i pun un focus. Îl acopăr un pic pe rumbul, dar doar că să vedeți voi. Arată foarte bine cu auriu ăsta așa frumos. Iar mie îmi place foarte mult sigla Yves Saint Laurent. Mi se pare foarte elegantă. E, nu știu, poate și culoarea. Pentru că e auriu ăsta frumos, dar îmi dă senzația de bijuterie. Cu chestia asta aici. Forme geometrice. Cu un miros pe care imediat îl aplicăm. Este un parfum pe care, deși personal l-aș purta mai mult în perioada caldă a anului, știți că eu am asta cu anotimpurile, nu mă deranjează pentru vremea în care ne aflăm. Chiar dacă el conține și notele astea citrice, grefă și portocale, am înțeles, nu am stat să caut să văd exact despre ce note ar fi vorba, dar este un parfum floral fresh, care nu e genul ăla dulceag sau prea înflorat, adică nu pare că te-ai scufunda într-o cadă plină de flori, ori într-o grădină plină de flori. Se simt florile, dar nu e ceva așa overpowering. Și mie îmi place. Mi se pare ok, adică l-aș purta și acum. Rumbă, tu ce zici? Ia. Ce părere ai despre acest parfum? Îți place? E bine, dacă nu s-a retras 5 pași în spate, e ok. Deci, e foarte interesant și ca persistență mi-a plăcut pentru că l-am aplicat atunci la eveniment și a doua zi, mirosindu-mi mâna, să știți că încă se simțea un miros, bineînțeles, ceva mai fad, nu era la fel de intens. Dar ca persistență mi se pare foarte ok și mi se pare și un parfum puțin diferit de ce știam eu de la Yves Saint Laurent. Evident că nu știu toate parfumurile pe care le-au scos vreodată, dar de principiu eu când mă gândesc la Yves Saint Laurent, mă gândesc fie la Opium, fie la Black Opium care este acum și Black Opium care e acum e puțin diferit, e cu vanilie, cu cafea, foarte mișto, îmi place și ăla, dar de principiu cam ales sunt parfumurile pe care eu una le asociez cu Yves Saint Laurent. E, ăsta e diferit, e într-o notă puțin altfel, dar e frumos, e un parfum care se deschide foarte frumos și pe măsură ce trec orele își schimbă puțin forma, deci recomand dacă ajungeți într-o parfumerie să-l încercați, vedeți când vi se pare. Asta odată, de acolo, cum vă spuneam, ia zi-mă tu. am fost la Ateneu și așa cum v-am povestit înainte de a pleca de acasă, localul sau nu știu, incinta unde s-a ținut Ateneul
Mi s-a părut așa, de pe altă planetă. În principiu, companiile, brandurile nu fac evenimente la Ateneu și chiar a fost o chestie wow. Într-adevăr, s-a ținut în holul Ateneului, nu știu de ce, eu gândindu-mă la treaba asta, mă gândeam că se va ține într-una dintre sălile de spectacol, dar tot a fost ceva așa, mamă, wow, că e sala aia foarte mare și este absolut splendid. Dacă n-ați fost, să mergeți neapărat, că e foarte, foarte frumos acolo. În orice caz, am ajuns puțin mai târziu, având în vedere că în prima parte fusesem la Yves Saint Laurent, dar nu a durat foarte mult din momentul în care am ajuns până când a coborât Anastasia așa frumos de pe scările Ateneului și cred că am filmat partea asta, din ce știu eu este și sper că e clară. Cobora foarte frumos așa pe scările Ateneului și a purtat un scurt dialog cu Andreea Esca, câteva întrebări și da, rumbul i s-a luat, dar a vorbit puțin, după care a făcut poze cu toată lumea, cine a stat, că deja se făcuse un puhoi așa foarte mare, era coadă. Eu una n-am stat, am zis că ok, am fost, am venit, am văzut-o, e ok, n-am mai stat acolo, că probabil ar fi durat foarte mult și oricum era o oră destul de înaintată pentru mine și mie nu-mi place să mă plâng de principiu, dar la anumite ore se resimte oboseala, mai ales după evenimente de genul ăsta, la care chiar dacă stai puțin se adună și te încarcă un pic, dar eram destul de obosită și am zis că nu mai rău și așa e coadă. Dacă ar fost mai puține persoane, poate că aș fi stat și aș fi făcut și o poză, dar n-am mai stat. Oricum, ambele evenimente foarte reușite și la ambele a fost dress code-ul ăsta cu cocktail și mi-a plăcut că majoritatea oamenilor l-au respectat, erau îmbrăcați destul de elegant, de frumos și îmi plac genul ăsta de evenimente în care există un dress code și el chiar este respectat. Nu știu, mi se pare o formă de bun simț și de respect și pentru tine ca persoană și pentru oamenii care au organizat toată chestia asta. Da, asta este doar părerea mea. Acum, ca să nu mai lungesc extraordinar, că văd că moare și bateria. Deci, în cazul în care o să mă vedeți în altă poziție, să știți că a trebuit să schimb bateria, că momentan sunteți pe trepied. Am plecat și de acolo cu niște treburi. Cum se dă, v-am zis eu, la evenimentele astea, când pleci, ți se dau niște treburi, niște scheme și vi le arăt un pic așa, pe repede înainte, fără să insist, iar apoi încheiem acest vlogulete minunat. Și dacă vrea cum pot să ne mai onorez o dată cu prezența, îl mai vedeți. Dacă nu, va trebui să așteptăm până la următorul. În primul rând, paleta asta de aici, care e foarte, foarte faină. Am intrat în ea, v-am zis că le-am desfăcut deja, modern renesans asta, care are niște culori foarte faine pentru perioada în care ne aflăm. Uite, așa arată cu materialul ăsta de catafea, iar culorile despre care v-am spus, iete. Vedeți? Bine, asta dacă ar vrea niște focus. Mi se pare a fi chiar ce trebuie pentru toamna în care suntem. Și să știți că sunt cu asta pe mine pentru că e foarte frig. Cred că a fost ultima zi de vară, ieri sau mă rog, cu temperaturi mai ridicate, iar în dimineața asta când m-am trezit, era un frig în casă pentru că am lăsat geamurile deschise peste noapte și a intrat un aer rece. Ah, da, unghiile mele să știți că se asortează, știu că trec de la un subiect la altul, însă simt nevoia să vă arăt și asta dacă tot ne-am apucat, bine asta dacă ar vrea. Uite, nu știu cum se văd la voi, dar să știți că e un muvuliu prun așa foarte închis. Da, deci, hei, paleta foarte drăguță, după care ne-au dat acolo deep brow gel ăsta pentru sprâncene. Într-un clip viitor poate vi le arăt, dacă vreți să mai fac clipuri din astea în care testăm produse first impressions pentru prima dată, îmi ziceți, normal first impressions, normal că sunt pentru prima dată, dacă nu așteptăm să vedem unde le băgăm la favorite sau nefavorite, dar vă povestesc eu cu siguranță despre ele. Clear brow gelul ăsta, de aici îl scot imediat din ambalaj și vi-l arăt. Uite, de ăsta defixează sprâncenele, asta dacă reușesc. Ăsta este. Uite așa. Na, acum. Așa, mă, vezi că se poate pune și focus. După care avem un rujulete în nuanța crash. Știți că ambalajele nu sunt punctul meu forte. Uite așa. De asta chiar sunt foarte entuziasmată că mi se pare frumoasă culoarea. Cu toate că eu în ultima vreme am trecut grav la roșu și la burgundiu, deci pe asta m-am dus sănătos, dar îmi place și ăsta. Așa că probabil o să mai por și din astea din când în când. După care mai avem încă un ruj. Uite, felul ăsta, tot liquid lipstick din ăsta, nuanța fiind Pure Hollywood. Și Pure Hollywood, ce vă spuneam și atunci când am filmat prima dată, nu știu de ce i-au ales numele ăsta, că eu asociez un alt tip de culoare cu Hollywoodul sau Hollywoodul, ăsta fiind un nude așa destul de deschis, destul de spălăcit, care nu mă avantajează să fiu sincer, dar eu când mă gândesc la Hollywood, mă gândesc la un roșu din ăla foarte intens, un roșu catifelat, precum tapiseriile
scaunelor, uite, de la Ateneu și înțeles pe aici poza, ca să înțelegeți la ce mă refer. Deci pentru mine aia ar fi culoarea Hollywoodului sau Hollywoodului, nu neapărat asta. Dar mă rog, chestiune de gust sau cine s-o fi gândit cum, când au pus numele produselor ăstora. Însă da, ne-au dat chestiile astea pentru care, bineînțeles, mulțumim foarte deosebit. Eu sunt recunoscătoare întotdeauna când primesc lucruri de genul ăsta și abia aștept să le testez și, cum am zis, o să revin cu update-uri, nu știu exact în care formă. Dar până când nu moare bateria, acum că v-am adus la zi și cu asta, vă zic că aici se încheie vlogul meu actual. Să știți că vor mai fi evenimente destul de multe în perioada apropiată, că a început iarăși sezonul și încep să mă ajungă un pic, însemnând că eu nu sunt neapărat un fan al sindrofiilor de genul ăsta și după ce, nu știu, particip la mai multe așa, încep să mă obosească destul de mult, așa că nu știu cât o să mă mai duc, dar deocamdată puteți să-mi lăsați în comentarii dacă este ceva de interes pentru voi treaba asta cu evenimentele, că eu pentru voi filmez, nu ca să pun pe, de multe ori nici nu pun pe stories, filmez direct pentru vlog. Dacă nu e ceva ce vă place să vedeți sau nu vă interesează, nu mai filmez, vă dați seama, dar acum contează să-mi lăsați voi feedback pe ideea asta. Oricum, chiar dacă sunt evenimente, chiar dacă nu, oricum am de gând să fac vloguri angro. Și am murit bateria, astfel încât mi-am schimbat poziția și am sesizat cu această ocazie că din nou părul meu este, sau bretonul, este divorțat de restul capului, nu știu de ce se încăpățânează, cred că vârtejurile să fie, altfel nu-mi explic, dar da, sunt foarte senzual cu acest gol aici, sunt răpitare. Așadar, vloguri multe, băgăm, cred că asta era ultima idee, la care rămăsesem înainte să moară bacteria. Acestea fiind spuse, băieți și fete, vă mulțumesc foarte deosebit că v-ați uitat la vloguletele meu, mai ales dacă ați ajuns până aici. Vă mulțumesc și în general pentru susținerea pe care mi-o arătați, că în comentarii simt așa foarte multă căldură de la voi, poate mai multă decât de obicei, și să știți că sunt super, super recunoscătoare că vă pierdeți din timpul vostru ca să lăsați acolo ceva cât de mic. E super important pentru mine, chiar dacă n-apuc să vă răspund de cele mai multe ori sau nu tuturor, dar e super important pentru mine să am feedback de la voi. Așa că mulțumesc tare, tare mult, mulțumesc și acelora care sunteți noi, poate pe canalul meu, bun venit, sper să rămâneți, sper că vă place ce facem aici, să știți că sunt un om care strănută destul de des. Sănătate, bucurii se știe! Și sper să ne vedem și data viitoare cu un alt video, vlog, nu știm ce va fi. Mulțumesc, zi sau seară minunată să aveți, să se încălzească odată la Paștele Cailor. V-am pupat! Pa! It's worse than lonely. Can someone tell me they see good in me? There's good in me.